Salutare tuturor! Dragilor, mă bucur să fim astăzi împreună din nou să discutăm despre zahăr. Haideți să vedem care este treaba cu acest zahăr, de ce trebuie să-l mâncăm sau nu trebuie să-l mâncăm. Hai să vedem ce facem cu el. Eu sunt Raul, de mai bine de 7 ani de zile sunt lifestyle coach și mă bucur să fac aceste teme de fiecare dată, pentru că, la un moment dat, pentru mine, toate lucrurile astea au fost niște întrebări fără răspuns. Pur și simplu, voiam să studiez mai multe, voiam să aflu mai multe despre aceste lucruri și de multe ori nu găseam informații. Căutam informații și păreau că se bat cap în cap și nu mai știam pe cine să ascult. Unii ziceau așa, alții ziceau așa. Și acum am aflat câteva lucruri în anii aceștia și vreau să le împărtășesc cu voi. Așa că haideți să discutăm despre zahăr. Știu că ați citit cu toții o grămadă de documentare care spun că zahărul este cel mai mare drog și așa este. Știu că am văzut cu toții o grămadă de documentare care arată legătura între creșterea supraponderabilității sau obezității asociată cu consumul de zahăr. Știu că am văzut cu toții o grămadă de studii despre toate bolile spre care duce acest zahăr. Astăzi, ce o să vreau să discutăm? O să vreau să discutăm nu despre boli, nu despre toate lucrurile acestea, ci vreau să discutăm puțin despre zahăr în sine. Cine este el, din ce categorie face parte și câteva lucruri care sunt asociate cu el. Și aici vorbim poate despre indice glicemic, vreau să vorbim puțin despre insulină, vreau să vorbim puțin despre carbohidrați, care sunt categoriile de carbohidrați și așa mai departe. Și cred că cu asta o să începem. Așa că haideți să vedem ce înseamnă acești carbohidrați. Carbohidrații sunt considerați ca fiind o sursă de energie pentru corpul nostru sau cea mai importantă sursă de energie pentru corpul nostru. Și se împart în două categorii mari. Este categoria carbohidraților buni. Acești carbohidrați buni se mai numesc și carbohidrați complexi. Și pe de altă parte, categoria carbohidraților răi sau carbohidrați simpli. Aici, bineînțeles, putem să introducem acest zahăr de care fuge toată lumea și de care ar fi foarte bine să fugim pe cât posibil, pentru că trebuie să înțelegem ce face, de fapt, această categorie de carbohidrați simpli. Dar până să vedem ce face, haideți să vedem ce cuprinde, de fapt, această categorie. Și avem zahărul alb, pe care știți cu toții unde îl găsim, nu? Mai țineți minte când eram copii și dacă nu aveam zahăr în casă, trebuia neapărat să mergem la magazin, că nu mai aveam zahăr, da? Acele pungi de hârtie în care exista, acolo cu siguranță găsim, dar foarte important acolo e clar, e bine, știm cu toții, gata, asta trebuie să evit. Dar hai să vedem unde se ascunde acest zahăr și știu că știți, se ascunde în merdenele, în toate prăjiturile, tot felul de lucruri pe care le mâncăm, ciocolată, bombonele, geleuri, toate lucrurile acestea, dar chiar și în lichide. Și știți foarte bine, aoleu, băuturile carbogazoase, ce cantitate enormă de zahăr procesat au în ele și aici au un risc foarte, foarte mare. Așa că, dragilor, cam aici, studiați foarte bine categoria carbohidraților simpli și o să vedeți unde de fapt se ascunde, că nu este doar în acea pungă de zahăr, da? Foarte important despre această categorie este, eu întotdeauna merg pe echilibru și studiile arată foarte clar că nu o să te ducă pe tine spre obezitate sau să fii supraponderal sau să pățești anumite probleme de sănătate pentru că vei mânca tu 2, 3, 5 lingurițe de zahăr pe zi. Da? Pentru că cred că este imposibil să nu mâncăm câteva lingurițe pe zi dacă vom studia etichetele și o să vă învăț să citiți etichetele, să vedeți că foarte multe din alimentele pe care le mâncăm în fiecare zi conțin carbohidrați simpli. Dar problema este momentul în care cantitatea este depășită. Și despre cantitate s-au făcut o grămadă de studii și erau studii care arătau că în urmă cu mai bine de 50 de ani, nu mai țin minte exact, 50-70 de ani, ceva de genul ăsta, făcuseră un studiu, anual oamenii consumau un kilogram, poate puțin peste un kilogram de zahăr, anual. Iar în prezent, unele studii în America arată că peste 50 de kilograme pe an. Deci vă dați seama ce cantitate. Și unele alte studii arătau 30 ceva de kilograme și așa mai departe. Oricum. Și 10, de 10 ori mai mult ar fi enorm față de atunci. Și foarte mulți medici asociază această creștere a consumului de zahăr procesat cu tot ce se întâmplă astăzi, cu absolut toate problemele care apar. Dar haideți să vedem ce înseamnă categoria cealaltă de carbohidrați complexi. Sunt tot sursă de energie și aceștia, dar nu mai avem aici calorii goale. Pentru că marea problemă a carbohidraților simpli este că sunt calorii goale. Și ce înseamnă aceste kilocalorii? După cum știți, valoarea energetică. Ne trebuie kilocalorii să mâncăm în fiecare zi, pentru că avem nevoie de energie. Și atunci există calorii goale și calorii care conțin elemente nutritive. Și atunci
Dacă vorbim de categoria carbohidraților complexi, aici găsim foarte multe lucruri. Haideți să vedem în ce găsim carbohidrații complexi. Eu știu, paste integrale, orez brun, cartofi dulce, cereale, fructe, legume și așa mai departe. Aceste lucruri conțin, aveți grijă să verificați fiecare din ele, asta o să discutăm altă dată. Dar aceste lucruri, pe lângă o cantitate bună de carbohidrați, conțin și alte lucruri, cum ar fi, de exemplu, fibre. Fibrele fac parte din categoria carbohidraților și rolul lor este multiplu, dar unul dintre roluri este căptușesc intestinul, unde are loc absorpția zahărului în sânge și atunci întârzi absorpția zahărului din sânge și o să discutăm imediat de insulină să vedeți cât de important este acest lucru. Pe lângă fibre mai conțin alte vitamine, minerale și o grămadă de lucruri care realmente ne hrănesc pe noi. Îi oferă corpului câteva din lucrurile de care el are nevoie, nu doar vin niște kilocalorii goale. Pentru că, după cum știți, un gram de carbohidrați are 4 kilocalorii. Și atunci e important ca în aceste kilocalorii să fim și hrăniți. Da? Bun. Haideți să discutăm al doilea lucru după ce am împărțit această categorie. Vom discuta despre indice glicemic. Și dacă discutăm despre indice glicemic, trebuie să înțelegem în primul rând ce înseamnă. Și indicele glicemic, o să vă surprind, e un indice. Este un indice care îți arată pe scurt cât de repede îți crește ție nivelul zahărului din sânge când tu mănânci acel ceva. Și asta ce înseamnă? Cu cât este mai mare nivelul zahărului din sânge, asta sugerează faptul că îți crește mai repede nivelul zahărului din sânge. Cu cât este mai mic, îți va crește mult mai puțin. Și aici vorbim despre glicemie. Da? După cum știți, glicemia este nivelul zahărului din sânge și ea trebuie ținut într-un anumit interval. Dacă voi mânca multe lucruri din categoria carbohidraților simpli, zahărul, da? Zahăr procesat și toate lucrurile din care găsesc acest lucru, mie îmi va crește foarte repede nivelul zahărului din sânge. Mulțumim lui Dumnezeu că aici avem un organ, se numește pancreas. Pancreasul de multe ori ne salvează viața. Și pe bune face asta, pentru că el ce face? Secretă insulina. Și după cum știți, insulina ce face? Vine și ia frumos zahărul pe care îl găsește și îl duce să duce la corpul să-l folosească. Mai de situația este că în momentul în care există o cantitate foarte mare de zahăr intrat în sânge, pancreasul va secreta multă insulină. Această insulină va duce zahărul către ficat. După cum știți, în ficat avem un depozit de glucoză care se numește glicogen. El mai este găsit și în mușchi și în creier. Numai că în momentul în care corpul nu mai poate să, ficatul nu mai poate să depoziteze, pe scurt, e un proces mai amplu, dar pe scurt va transforma surplusul în depozit de energie care de fapt este grăsime. Și atunci de asta este mult asociat consumul de lucruri acestea cu creșterea în greutate. Da? Normal, de aici rezistența la insulină mai durează foarte multe lucruri complexe pe care dacă vreți o să le discutăm în alte teme. Dar pe scurt, asta trebuie să înțelegem, că trebuie să alegem lucrurile care au indice glicemic cât mai mic în alimentația noastră. Și aici e foarte simplu, te duci pe Google și cauți tabel de indice glicemic. Și o să vezi că este un tabel împărțit în trei categorii și vei învăța care sunt lucrurile care au indice glicemic mic. Da? Și te situezi acolo și încerci să faci un pic switch-ul din tot ce mănânci, schimbă către a înlocui cu acele alimente din categoria indice glicemic mic. Bun! Asta am discutat-o despre indice glicemic și foarte, foarte mare atenție. Dar de ce, dragilor, ne vine nouă să mâncăm acest zahăr procesat? Pentru că e foarte mult asociat. Pe scurt, să știți că el zgândăre un pic la nivel de creier, unde creierul are zona recompensei. Da, deci acolo el se duce direct la creier și sunt, știți, hormonul fericirii și așa mai departe. Și creierul întotdeauna va asocia mâncatul de acest lucru cu a te simți bine. De asta când ești stresat sau supărat sau așa mai departe, îți vine câteodată să mănânci zahăr, pentru că creierul știe când i-ai dat ultimat, el s-a simțit bine, da? Dar nu uitați că noi nu trebuie doar să ne simțim bine pe moment, noi e foarte bine să fim sănătoși. Și fiind sănătos, o să te simți bine mereu. Asta este cel mai important lucru pe care eu vi-l recomand. Și știu că poate că nu este ușor de la început să faci switch-ul. Știu că și eu am avut momente în care la mine în casă exista dulapul cu acele lucruri. Dar înțelegeți cât de mare este riscul. Înțelegeți cât de mare este riscul și riscul este enorm. Nu doar că vei crește în greutate, pentru că tu tot surplusul ăla de zahăr tot se transformă în grăsime, crezi trigliceride, multe lucruri se întâmplă în corpul nostru. Dar cel mai important este că o să te simți anxios, nu o să te mai simți bine, nu o să mai ai încredere în tine, o să fii dependent ca întotdeauna să trebuie ceva ca tu să te simți bine și asta nu te duce către lucruri bune. Ce ar fi ca tu să te rupi un pic, să începi să schimbi către carbohidrații complexi, să vezi un pic că
nu este chiar atât de greu. Și, bineînțeles, o să vezi că după aceea te simți enorm. În plus, foarte important mai e de discutat ce facem cu sportivii. Pentru că, da, o persoană care nu face foarte mult sport, da, e bine să evite. E bine să evite să mănânce doar carbohidrați complex și e bine să se apuce să facă mișcare, pentru că oricum asta va ajuta pe oricine. Dar pe sportiv, vreau să vorbesc pentru voi, aveți mare grijă la consumul de carbohidrați. Studiați glicogenul, studiați ce înseamnă glicogen, pentru că de multe ori avem foarte multe, foarte multe lucruri pe care nu le facem bine pentru că nu mâncăm suficient carbohidrați. Orice om, în mare parte, categoria cea mai mare cantitate din caloriile dintr-o zi ar trebui să le mâncăm din carbohidrați, cu toții aproape. Da? Aveți foarte mare grijă, dragi sportivi, pentru că jocul aici este. Normal e și la cantitatea de proteină, dar în mare parte aveți și la cantitatea de carbohidrați și când învățați ce înseamnă glicogen, o să vedeți acolo. Da? Foarte important, pentru că de multe ori un sportiv poate are nevoie în anumite perioade chiar de carbohidrați simpli să mănânce, ca să fie tot în regulă, pentru că sunt niște depozite consumate. Da? Și dacă discutăm mai departe despre structurile chimice, nu uitați că dacă nu are suficient carbohidrați corpul, va descompune proteinele și atunci începe degradarea proteică, începe un proces pe care nu ți-l dorești. Pe scurt, aveți mare grijă la cantități, calculați, dacă aveți nevoie de ajutor, cu siguranță puteți să-mi lăsați un mesaj sau puteți să-mi scrieți pe Facebook, pe Instagram sau pe mail și cu siguranță pot să vă ajung cu câteva detalii mai mult de aici. Așa că, dragilor, sper că v-au fost utile informațiile de astăzi. Eu mă bucur să fac aceste teme, vor urma și mai multe, probabil vom discuta și despre proteine, despre grăsimi, eu știu, vitamine, minerale și multe alte lucruri, pentru că sunt teme interesante, nu vreau să intrăm în foarte multe detalii, să fim stricți, dar dacă ții echilibru, o să te ajute extrem de mult. Așa că un subscribe, vă rog din suflet, subscribe, m-ar ajuta foarte mult, un like la videoul acesta și un share pe Facebook ar fi excelent. Da? Dacă considerați că această informație a fost bună pentru voi. Așa că vă doresc zi frumoasă, spor în toate și aveți grijă la cantitatea și calitatea carbohidraților pe care mâncați.